Poliție cu girofar la intersecție prelungirea Ghenceș cu Valea Oltului. Ghici de ce? Chiar dacă nu e marcată foarte clar și vizibil, acolo e trecere de pietoni. Sunt azi 22 și ora 4. E foarte posibil să vină cetățeni revoltați. De felul cum se rezolvă problema străzii astea, prelungirea Ghencea, doar cu promisiuni de șarpe. E posibil ca oamenii să urmeze îndemnul de pe Facebook să iasă la protest. Dar la un protest inedit, nu ca până acum, ci să traverseze zebrele, trecerile de pietoni, să traverseze din când în când, ca să obstrucționeze traficul și așa înghețat. Și în felul ăsta să le amintească autorităților că problema există, e cronică, e gravă și trebuie rezolvată. Doar că se pare ploaia a ținut cu autoritățile, ori poate oamenii s-au intimidat, s-au speriat de girofarul poliției. Și iată că oamenii n-au ieșit. Deocamdată nu văd pe nimeni să traverseze în mod ostentativ, încetișor, trecerea de pietoni, dar asta e o soluție la limita legii. Nu te duci să anunți primărie că faci protest, decât na, pe internet, cu evenimentul public. Dar protestez, făcând uz de un alt drept al tău fundamental, dreptul la libertate, dreptul de a merge pe stradă, de a folosi trecerile de pietoni. Și în felul ăsta, atrăgând atenția asupra problemei. Iar problema, după cum ați văzut deja până acum, e infrastructura. Drumul ăsta e îngust, câte o bandă de sens, trotuarele acum se termină, dar și unde nu se termină, sunt ocupate de mașini parcate ilegal. Prima jumătate de bandă, când ar trebui să meargă bicicliștii, după cum vedeți, e inundată, trotuarul e înglodat. Și mereu se fac ambuteiaje pentru că s-au construit o grămadă de blocuri de locuințe pe aici, cartiere rezidențiale întregi. Și în plus e mare problemă în capăt, unde în drum spre Domnești, prelungirea Ghencea intersectează centura capitalei. Și o cale ferată. Și se promite de mulți ani, se promite un pasaj, un pod, o intersecție de nivelată. Au început lucrările, dar cum se face tot în România, merge foarte încet. Abia în urmă, la strada Brașov, s-au apucat să lărgească strada, prelungirea Ghencea, are acum câte 3 benzi de sens sau ceva de felul ăsta. Dar asta nu rezolvă
cum e problema, de ce poate pentru unii care locuiesc acolo la începutul străzii. Dar aici, la Sere sau mai departe, în cartierul latin, problema ține nu doar de sectorul 5 sau 6, pe stânga e sectorul 5, pe dreapta e sectorul 6, nu ține doar de orașul Bragadieru sau de satul Domnești, din județul Ilfov, care se află după centură sau aici de la cartierul latin încolo. Problema nu ține doar de municipalitate, ci și de guvern, de ministere. Pentru că e vorba de șoseaua de centură, pentru că e vorba de calea ferată. Și iată că lucrurile sunt complicate. Și aici undeva se termină acuși municipiul și începe orașul Bragadieru. Încolo nu mă duc, îmi pare că e carantină în Bragadieru. În București ar putea să bagi carantină, dar deocamdată avem voie să protestăm și ne exprimăm. Am vrut să susțin acțiunea cu mediatizare și cu participare, dar deocamdată numai eu sunt cel mai punctual. Am văzut doar acolo, în Valea Oltului, o femeie cu cățel care părea hotărâtă să participe la acțiune, dar aici, până aici, la alte zebre câte au mai fost, n-am văzut pe nimeni altul. În față e cartierul latin, tot așa înglodat. A trecut adineauri un polițist cu mașina vorbind la telefon, fără centură, fără mască. Lor le se poate oricum. Ambuteiajele insuportabile. Oamenii își petrec jumătate de viață în ambuteiajele astea, venind spre București și plecând înapoi spre casă în prelungirea Ghencea. Aici se termină Bucureștiul. Dincolo de intersecție începe Bragadirul. O să folosesc eu primul trecere de pietoni și mă întorc de la marginea sectorului 5. Prima participare la protest. Strada Magnolie. Așa, dimineața e coadă înspre oraș, seara e coadă înspre suburbii. Trotuarul e într-un hal fără de hal, mai departe dispare, în Bragadieru nu-i trotuar deloc. Și oamenii trebuie să meargă pe carosabil dacă merg pe jos. Sau ca mine cu bicicleta. Bine, eu pot să o iau și pe carosabil, că acum nu prea vine transport. Dar copiii, oamenii care nu au permis de conducere, nu știu regulile de circulație, pe unde se meargă cu bicicleta. Și dacă mergi pe aici, te ajunge din urmă un tir, un autobuz, ca să te depășească, te claxonează, că altfel nu încape, e prea îngust drumul. Și odată, cât? Era ziua independenței, cred, pe 1 decembrie anul trecut. M-am ferit așa de un tir, am ieșit pe acostament, și am mers într-o groapă, mi-am umplut pantofii cu apă. Deja aștepta cineva la coadă. Omul era obligat să meargă cu viteza mea. Nu că ar ajunge foarte departe dacă accelerează. În față mai așteaptă un ambuteiaj. Probabil tot la o trecere de pietoni. Dar măcar nu se enerva că stă la coada unui biciclist. Uite ce e aici.
Dar bine că au făcut refugiile astea pentru alveole, pentru transportul public, ca să nu aștepte toți la coadă. O să ies carosabil chiar dacă vine autobuză, pentru că nu mai e în cap de pietoni. Autobuzul stă la coadă până o să găsesc eu pe unde să ies. Am ieșit și-i fac loc. Autobuzul mă depășește. Cam asta e situația în prelungirea Ghencea-București. La confluenta între două sectoare, și județul Ilfov, două localități vizate direct, și interesele guvernului, diverse ministere. Iată o mostră de proastă funcționare a statului de drept România. De asta sper să văd acuși oameni la protest, să ia atitudine. Și o să-i susțin ori de câte ori am ocazie, chiar dacă nu locuiesc nici în Domnești, nici în Bragadiru, nici în prelungirea Ghencea, și aici, alături, în drumul Taberei. Dar am nevoie deseori de drumul ăsta și mă sufoc, așteptând în trafic sau nevoit fiind să locolesc. E un cuvânt pentru asta, dezastru. Dezastru și pe bună dreptate. Oamenii se revoltă. Este ocupat tot trotuarul. Camioneta cu mașinuțele. Din coace nu e așa grav, că folosesc un fel de acostament. Oamenii nici nu prea umblă pe afară, și vremea e nasoală, și situația pandemică. Văd niște oameni la trecerea de pietoni. Ori așteaptă transportul public, ori chiar protestează. Da, protestează că cineva filmează. Mă alătur și eu cu entuziasm, hotărâre, curaj. Salut! De aici îl cunoașteți? Da, nu, 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 tu, Antonia, cred că mai tine. Acum ne cunoaștem toți după mărți, suntem frași de suferință. Da, da, da. Auzi, dar știi ce vreau să zic? Tocmai organizatorul protestului, un vecin care... O subine, poate l-a luat miliția. Vine armata. Armata e cu noi. Păi armata e în stradă. Se duc undeva la o paradă, nu? Că se... Aia se duc undeva, nu?
Sau jandarmi, cine o cerci? Da, uite, sunt autobuze din alea. Cu gardă de onoare, nu? În general. Ambulanță și toate astea? Cu măștile pe barbă, halal militar. Asta, măi, asta! Dar pe rând, nu toți odată. Da. Suntem la protest. Am protecție, chiar dacă n-am, mă mai scau din când în când, dacă ocazie, nu? E foarte extrem aici. Da, nu aici. Mă aventurez cam așa aparat, pe cel meu, pe cel bicla. Da. Da. Oh, bine, bine. Credeam că nu se mai fie nevoie de proteste. Da, da, da. Da, da, da. Eu toate am voie, dar uite că s-a amendat cu toată permisiunea de lege. Exact. Da, da,
autobuzul și ne bat oameni. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
La litere ta, când am dat el la Suntem mii de oameni acolo, nu e al lui nimeni. E al meu.